Welcome to Târgu Mureș. Thank you for joining us to the 48th Congress of Romanian Society of Neurosurgery. As we have our university as partner and like a host, we must follow some specific rules. We'll start with the opening ceremony with a national anthem, followed by a short video presentation of this wonderful place, and then at the end we'll give all the speeches for our a special guest. So, ladies and gentlemen, please stand up for our national anthem. Colleagues, distinguished guests, it is an immense pleasure and great pride they stand before you today to welcome to this edition of National Congress of Romanian Society of Neurosurgery, hosted in this beautiful and historic city of Târgu Mureș. This event represents a milestone of our shared journey of advancing the field of neurosurgery. And this is an honor to have you here as we celebrate this extraordinary occasion. As we gather here from different corners of the world, we are not merely participants in a simple conference. We are part of a community dedicated to pursuit of excellence in neurosurgery, a field that continues to evolve and offer new hope to countless individuals and families affected by neurological conditions. Târgu Mureș, our host city, is not only known for its picturesque landscape, but also for its contribution in the field of medicine. The history of Târgu Mureș neurosurgery begins in 1945 under coordination of Professor Mișcolții and Professor Coniei. Since then, this department has undergone major changes, representing today one of the best microneurosurgical schools in Romania. Together, we'll build upon this tradition of excellence and explore new horizons in neurosurgery. Over the next days, this Congress will be a platform for us to delve into the latest development of neurosurgical technique, research findings, and case studies. It is an opportunity for us to engage in meaningful discussion, exchange ideas, and forge lasting collaboration that will drive our field forward. In the same time, I'm so proud and grateful to have our university as a partner, and that's why I must thank to the entire management, personally to our rector, Professor Leonarda Zanfire, for all the support given in organizing this event. George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology, you already know, was founded in 1945 under royal decree of King Michael, and is considered one of the most prestigious institutions of higher education and research in Romania. I would like to extend my sincerely gratitude to all our invited speakers for traveling and to join us here in Romania. Your presence enriches this Congress and reinforces the global network of neurosurgeons committed to improve the patient outcomes. I also want to thanks to organizing committee, the sponsor, and everyone who has worked tirelessly behind the scene to make this event a reality. Your dedication and hard work have not gone unnoticed, and it's thanks to you, your effort, that we are gathered here today. In closing, let us embark in this journey together, driven by our passion for neurosurgery, our commitment to innovation, and our belief in the power of collaboration. As we explore the latest advancement and exchange ideas, let us remember that every breakthrough we achieve in this field brings hope and relief to patients and their families. Thank you for joining us at this 48th Annual Congress of Neurosurgery. Together we will continue to shape the future of neurosurgical care and make a deep impact on the lives of those we serve. Thank you.
Stimați colegi, bună dimineața! Îmi face o mare plăcere și onoare să vă spun bun venit la Universitatea din Târgu Mureș și trebuie să recunosc că avea Congresul Național unei societăți științifice de amploare. Prestigiul dumneavoastră este pentru noi un lucru deosebit, motiv pentru care vă mulțumesc că ați decis și apoi ați venit la Târgu Mureș. It's a real pleasure for me to welcome our guest from Romania, from another country. You are very welcome in Târgu Mureș, in our university, in our city. Să aveți un congres cu o tradiție de 48 de ani, e aproape vârsta unora dintre universitățile din România, ceea ce înseamnă până la urmă și consecvență, înseamnă și consistență, dar în egală măsură înseamnă și perspectivă. Sunteți o societate deosebită, pentru că, dincolo de faptul că faceți acea sculptura creierului pe care multe metafore au asumat-o până la urmă, din perspectiva mea mai degrabă administrativă, aș spune câteva lucruri care mi se par că trebuie să le accentuez. Primul dintre ele este faptul că ați reușit să faceți din specialitate care până de curând era una foarte rezervată anumitor zone sau centre universitare, o specialitate care, fără a-i scădea deloc din importanță, din valoare și din elitism, a devenit mai accesibilă populației pacienților. Mi se pare un lucru foarte important, pentru că știți prea bine, mai ales cei din generația mai apropiată de mine, că pacienții care aveau probleme neurochirurgicale mergeau în centrele universitare să se opereze. Astăzi, în multe centre, în multe județe, există neurochirurgi care operează foarte bine. Nu este deloc o diluare a specialității, ci o venire spre zona normală, naturală și cu siguranță că acest lucru s-a întâmplat și ca urmare a unei activități de formare bine coordonată și bine pusă la punct la nivel de societate. Pe de altă parte, privesc oarecum spre viitor și lucrul ăsta este important pentru fiecare dintre noi, pentru că avem și aveți fiecare, fie la nivel personal, fie la nivel de instituții, de clinici, de spitale, de universități, un moment care cred că ar trebui fructificat. Sunt niște modificări legislative importante care au apărut de curând în România. Mă refer în primul rând la legea învățământului superior, care are un capitol de învățământ medical, ce urmează să schimbe destul de consistentă formarea profesională a medicilor specialiști. Bănuiesc cei care ați citit măcar acest capitol, legea este foarte mare, uneori stufoasă, aș spune eu, dar formarea în rezidențiat urmează, în acord cu prevederile acestei legi, să se schimbe. Pentru cei care sunt universitari, probabil că ați remarcat în noua lege faptul că apare o noțiune nouă, poate chiar revoluționare pentru România, și anume noțiunea de profesor clinic, care înseamnă altceva decât însemna până acum statutul de cadru didactic, ajungând până la profesor, inclusiv alte criterii de evaluare și de promovare. Și aș spune eu că intrăm într-o stare de normalitate, pentru că până la urmă așteptarea și a mea ca rector și a pacienților și a oricăruia care încearcă să înțeleagă sistemul este ca un profesor de neurochirurgie să fie profesor de neurochirurgie și nu de imunologie, prin prisma dosarului științific pe care îl are în momentul promovării, fără a minimaliza în niciun fel valoarea disciplinelor fundamentale. Deci cred că este un moment în care acest sistem are o șansă, dacă va fi folosit potrivit, să meargă într-o direcție bună, similară a ceea ce se întâmplă în afara țării noastre. Și, în ultimul rând, există, precum vedeți, nenumărate resurse, cel puțin la nivel potențial, pentru ca sistemul sanitar din România să capete în următorii ani o altă dimensiune, cel puțin prin prisma investițiilor. Știu, cunosc, sunt spitale, secții, centre care au reușit să obțină sau măcar să semneze contracte de finanțare în acest moment. PNRR-ul acesta criticat, lăudat, dar este în esență un spațiu de manevră consistent care, dacă va fi bine folosit, va schimba cu siguranță fața sistemului sanitar din România în viitorul care urmează. Dar dincolo de bani, dincolo de resurse, rămâne resursa umană.
care este până la urmă cea mai complicată, cea mai greu de menegeriat și cea mai puțin predictibilă. Îndemn pe tinerii nou chirurgi din România să încerce să rămână în țară, pentru că este nevoie de ei. Cei care au plecat probabil nu se vor mai întoarce sau puțin probabil să se întoarcă. România, eu cred că va deveni din ce în ce mai atractivă pentru a reveni acasă, pentru că fără dumneavoastră, fără cei care sunt de o generație anterioară mie, lucrurile vor rămâne frumoase, strălucitoare, dar fără oameni. Cred că trebuie să vă bazați în continuare pe zona academică, unde există excelență, indiferent cum o pot critica unii sau o pot lăuda alții, însă formarea continuă este una esențială și sunteți o specialitate care văd că este, poate mai mult decât altele, extrem de împletită cu zona de tehnologie. De curând citeam o statistică apărută în Forbes care spunea că în următorii 5 ani 65% din investițiile companiilor mari vor fi făcute pentru inteligența artificială. Deci medicina se va schimba. Spun uneori așa mai în glob, mai în serios, ca o metaforă din nou, că cei care au văzut în tinerețe acel film Dr. Quinn, în care un doctor se urcă pe un animal și bate comunele Statelor Unite, a murit. A murit Dr. Quinn, alți doctori se formează, care nu sunt nici mai buni, nici mai puțin buni decât noi care ne-am format în perioada clinică, ci doar că suntem diferiți și vor fi diferiți și aceasta este o nouă realitate. Neurochirurgia însă are un avantaj mai mare față de alte specialități. Până la urmă, elementul manual și de gândire vrând nevrând va rămâne acolo unde este important și până la urmă, în spatele fiecărei tehnologii, tot un om, un doctor va fi de fiecare dată. Așa încât venind la Târgu Mureș, vă invit să vă bucurați de loc, de informație, de socializare. Poate aveți timp să vă plimbați și prin campusul universității, care este în egală măsură și un campus și un parc, pentru că la sfârșit de zi, fie că suntem chirurgi sau anesteziști, cum sunt eu, suntem oameni și avem nevoie și de această relație interumană. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați venit la Târgu Mureș și vă doresc mult succes și felicit pe colegul meu, Dr. Balaș, echipa lui din Târgu Mureș și toți ceilalți care s-au implicat într-o organizare care cu siguranță că a fost una foarte complicată. Vă doresc numai bine fiecăruia. I'm always excited and thrilled to be here in Romania, in every city where you're organizing your wonderful congresses, especially now here in Târgu Mureș. In this wonderful facility, George Emil Paladi University of Medicine, Pharmacy, Dentistry and Technology, which is obviously devoted for the highest level of education and excellence, providing excellence in education in every field of medicine, every field of science, especially now in neurosurgery. And I'm very thrilled that now, as recently elected ENS secretary, can address you here. ENS, European Association of Neurosurgical Societies, is, as you know, association of the continental, of the national societies within the European continent. Neurosurgical societies, modern, vibrant, active association, providing many opportunities for education, networking, like this one in Cluj, which will be in less than 1 month, advanced hands-on microsurgery ENS course in the facility in Cluj. Romanian Neurosurgical Society and Romanian neurosurgeons are already very much included in ENS activities, in the ENS training courses. Bogdan from Iași and many other friends who are here either participating in these training events or let's say participating as a participants or as a faculty or as an organizers, but important issue is that this is just, let's say, a beginning of new horizons and new opportunities in future collaboration between all of us, which will be leading to the next level of education and networking and friendship in within neurosurgery. So congratulations for the organization of this wonderful congress and outstanding hospitality here in Romania, everywhere, especially now in Târgu Mureș. It's obviously that a lot of us who are here coming from
I would say abroad, but almost from as a neighbors, are feeling like at home, and this is a special feeling that we all share with us when we are coming and going back from Romania. Thank you once again for this kind of opportunity, and I wish you a good, successful Congress. I'm sure that it will be like that, like always, and hope to see you soon, everywhere, and in 2 weeks in Belgrade. Thank you. Mr. Rector, Mr. Dean, dear Lucas, dear Mr. President of the Congress, I would like to talk not in the name of Jana, but I'm very grateful that some of the members of the Jana are present here, and I salute Professor Gungur for being, thank you very much, and Marco Cenzato will be here. I would like to speak as a colleague, maybe a little bit more experienced, and a friend of you. I came here like in my second home, because my father was born here, and coming here from the hotel, I passed through the street where my grandfather has a home, Bocsós Tamás number one. I think there were more than 40 years I never walked that street. So I'm a little bit nostalgic now, but I'm very glad and very, very happy to see so many people here, so many participants, not only from Romania, but also abroad. And Lucas, it's with us always. Since 12 years, he was here. From Cyprus, our colleague, is, I don't know, maybe for the sixth, seventh time. So, we are among the friends here. I'm very pleased that Jana joined with our Congress, and I hope that in the future, I hope to have the opportunity to have more, more friends, more colleagues from the Jana, and also from other societies. Because, as I always say, in neurosurgery, it's everything about CSF. Science, cooperation, and friendship. I'm very grateful to local organizers, and I know how hard it's to organize, to put together a Congress like this. And from the very beginning, I have to congratulate Adrian Balasha, my dear friend, and his colleagues, his team, for what they achieved here to organize. And I'm convinced that we all together in this 2.5 days will make CSF flow. Thank you very much. Această perioadă a anului, septembrie-octombrie, este plină de activități științifice neurochirurgicale. A început cu Congresul European de la Barcelona, Congresul ANS-ului, unde, după cum ați aflat între timp, și ne bucurăm că printre noi este secretarul EANS-ului, profesor Lucas Razulici, a continuat cu o mică sărbătoare, 40 de ani de neurochirurgie la Oradea, unde l-am sărbătorit pe domnul dr. Mohan, care a înființat acea secție de neurochirurgie. A urmat al cincelea congres de neuroștiințe de la Iași. Acum acest eveniment foarte important pentru societatea română de neurochirurgie, congresul nostru, deci al 48 congres, și nu trece mult timp și, după cum l-ați auzit pe profesorul Lucas, ne invită la Belgrad, unde se vor sărbători 100 de ani de neurochirurgie în Serbia. Practic, eu n-am prea stat acasă în Timișoara, am fost tot pe drumuri.
Da. Aici, la Târgu Mureș, ați și văzut un film foarte frumos, l-ați auzit și pe profesorul Bălașa, este un centru universitar, și pe domnul rector, bineînțeles, este un centru universitar puternic și de tradiție, este o plăcere să vii aici, eu nu vin pentru prima dată, și să participe la o activitate științifică. Vedeți, a început cu al 20, activitatea noastră a început cu al 27-lea curs francofon, care a avut loc ieri. Din punctul meu de vedere, a fost o adevărată plăcere. Toți lectorii și cei din Franța și lectorii de limbă franceză din partea noastră s-au prezentat foarte bine. Îmi pare rău că nu au fost mai mulți tineri la acest curs, care de fiecare dată, în fiecare an, aduce ceva nou. Domnul profesor Klein, care a condus și a organizat această întâlnire, ne va sprijini și în continuare și anul următor. O să vedem unde o să se țină congresul nostru. Va fi prezent cu același optimism și cu aceeași, cum să spun, plăcere de a vorbi, de a explica și de a permite la cursul francofon, acolo unde toți nu, unde poate nu stăpânesc toți limba, să permită întrebări și în limba engleză și chiar și în limba română, ca oamenii să participe efectiv la activitatea științifică. M-am uitat pe programul din acest an, este foarte interesant din punctul meu de vedere. Sunt aceste două joint session cu Iana, l-ați auzit pe profesorul Florian și cu Sorod. Va fi foarte interesant, dar ca acest lucru să se întâmple, trebuie să mulțumim profesorului Bălașa, care a reușit să adune o echipă de tehnicieni ca totul să funcționeze perfect online, care de obicei care este destul de dificil. Vorbim despre știință, vorbim despre un oraș și o universitate cu tradiție, dar să nu uităm că venim aici și să formăm noi prietenii, să socializăm. Ieri am fost și am vizitat Biblioteca Telechii, este extraordinară. Dacă aveți timp și puteți și dacă profesorul Bălașa poate să vă ajute să intrați acolo și peste orele de program, o bibliotecă în care, într-adevăr, sunt niște opere de artă, cărți de sute de ani, în original, prima ediție, a doua ediție, merită să vedeți. Trebuie să închei, pentru că, după toate aceste discursuri, este bine să trecem la activitatea noastră. Vă mulțumesc pentru prezență, sper în continuare să fiți la fel de mulți cum sunteți astăzi și am, cum să spun, avizul președintelui Congresului să deschid al 48-lea Congres de Neurochirurgie. Mulțumesc!